Și totuși este atât de bine să fii acasă, să vezi atât de multă lume frumoasă care își dorește schimbarea. Iar schimbarea o poți aduce chiar tu. Dragi prieteni, susținători, colegi și toți cei care sunteți astăzi alături. Este o onoare și o bucurie să mă aflu aici, în fața dumneavoastră, în această zi istorică. Astăzi ne întâlnim nu doar pentru a sărbători un nou început, ci și pentru a angaja într-o misiune comună, aceea de a construi un viitor mai bun pentru țara noastră, alături de candidatul nostru, Tudor Ulianovski. Într-un moment în care alte partide s-au transformat într-un cult al personalității, avem nevoie de un lider politic puternic, care să reunească oameni, patrioti, care să-și lase propriile ambiții, viața confortabilă din Canada și să revină acasă de dragul țării. Sunt mândru să-i spun astăzi prietenul meu și voi fi și mai mândru să-i spun președintele meu. Astăzi susținem lansarea în campanie prezidențială nu doar a lui Tudor Ulianovski, dar al unui val al schimbării politice, a unui viitor proiect politic european care se va baza pe valori fundamentale precum demnitatea, respectul, solidaritatea și transparența. Un proiect care își propune să aducă împreună oameni profesioniști din toate colțurile societății, lipsiți de aroganță, indiferent de vârstă, sex, etnie, orientare politică, pentru a lucra împreună în interesul comun. Pe domnul Ulianovski Tudor îl cunosc în calitate de ministru de externe, m-a impresionat calitățile sale profesionale, simplitatea cu care puteai construi un dialog, modul în care dumnealui aborda un subiect sau altul, abilitate de negociator, adevărat patriot al țării sale, familist și un bun prieten. Anume aceasta m-a determinat să mă alătur echipei de profesioniști de care duce lipsă astăzi Republica Moldova. Facem un apel către fiecare dintre voi. Alăturați-vă nouă în această călătorie. Fiecare dintre voi are un rol important de jucat. În transformarea societății noastre, fiecare idee, fiecare acțiune, fiecare vot contează. Hai să facem din această zi o voce puternică a schimbării. Dragi membri ai diasporii, stimați colegi, haideți împreună să creăm o Moldova europeană acasă, pentru că Moldova europeană ești tu. Vă mulțumesc! Mulțumim!